Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Îi spunem bună seara invitatului de astăzi, domnul profesor universitar Dorel Chirițescu. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara. Dragi telespectatori, pentru că este ultima emisiune din acest an, ne-am gândit să o dedicăm unei retrospective anului 2019. Domnule Chirițescu, cum vedeți dumneavoastră, în primul rând, aceste schimbări pe plan politic ale anului, care în scurt timp se va încheia? Complicat an a fost. A fost un an complicat pentru că el a început într-un fel și s-a terminat altfel, din punct de vedere politic. Mă refer aici, în primul rând, la faptul că anul 2019 a fost un an al acestei schimbări spectaculoase de majoritate parlamentară, pe care, sincer să fiu, nu o anticipam la începutul anului. Și în același timp a fost un an cu două rânduri de alegeri. Da, cam multe alegeri facem. Acum stăteam zilele trecute, stăteam și mă gândeam că facem cam multe alegeri. În acești doi ani avem câte două rânduri de alegeri în fiecare an. Este un lucru între benefic 2019 pentru alegătorul și 2020. Român sau nu, din punctul dumneavoastră de vedere? Da. Da, păi, da, sunt obligatorii, în sensul în care sunt diferite, fiecare sunt diferite. Pentru că, da, vreau să spun că a fost un an, așa cum ziceam, destul de complicat, în care au fost două rânduri de alegeri, ambele alegeri, ambele tururi de scrutin fiind cumva, semnalând cumva o reorientare, o deplasare a opțiunilor electorale înspre partea dreaptă a scenei, a eșichelului politic din România. Și la final, iată această răsturnare de situație pe care, având în vedere prestația nu neapărat a Partidului Social Democrat, cât a liderului său, din punctul meu de vedere, cea mai mare eroare pe care a făcut-o Partidul Social Democrat în istoria asta post-decembristă, s-a pierdut și majoritatea parlamentară și în consecință s-a pierdut și guvernarea. Da, spectaculos an politic 2019 sub acest aspect, un an complicat, un an în care, din fericire, zic eu, da, din fericire, opțiunea înspre deschidere, înspre, să zic așa, înspre valorile libertății, ale europenismului, ale libertăților s-au reafirmat în România, iată, la 30 de ani de la Revoluție, într-un mod chiar într-un mod spectaculos, într-un mod pe care eu în ceea ce mă privește, nu mai speram. Adică n-aș fi sperat ca într-o bună zi, să zicem, Partidul Social Democrat să piardă atât de drastic alegerile europarlamentare. Dar le-au pierdut pe fondul acestui discurs anti-european, într-o Românie care era și a rămas foarte, foarte deschisă și foarte, foarte legată de Europa și de valorile europene. Și prin cei care sunt plecați din țară, dar și prin cei care au rămas în interiorul României. Vreau să discutăm mai apoi și despre județul Gorj, dar aș dori să dau citire unor informații. Cine face legile în România? Unul din 10 parlamentari este condamnat, urmărit sau trimis în judecată într-un dosar penal, spun colegii din presa națională, și iată, pe lângă cei 16 parlamentari deja ieșiți din legislativ ca urmare a condamnării, arestării sau incompatibilității decise definitiv de instanță, alți 52 scriu și modifică astăzi legi ca senatori și deputați în funcție, având în același timp fie o condamnare definitivă cu suspendare, fie statutul de urmărit penal sau de trimis în judecată de procurorii DNA pentru suspiciuni de corupție, ori de ani pentru conflict de interese. Da. Mult, e puțin? Da. E de discutat și pe marginea acestui subiect de presă, să știți, acestei știri. Aș vrea să vă spun că așa, din interiorul politicii fiind, cumva, pentru că nu mai sunt chiar în zona fierbinte a politicii, dar sunt în continuare în interiorul politicii, după așa, cum bine știți, știu ce se întâmplă acolo. Adică știu că acolo, în acești 30 de ani, din păcate, iarăși spun,
bătălia politică a fost atât de intensă încât oamenii și-au creat și au construit tot timpul scenarii, adversarii politici și-au construit tot timpul scenarii și dosare de diferite naturi. Și foarte multe dintre aceste scenarii de răzbunare, din acest război politic interior, din tipic românesc, s-au finalizat cu dosare, s-au finalizat cu anchete, s-au finalizat cu, și așa mai departe, cu tot felul de lucruri legate de zona asta a justiției, a penalului. Dar în același timp trebuie să recunoaștem, că oamenii politici din România nu prea au treabă cu respectarea legii. Deci asta este un efect. Adică ei se manifestă ca atare, așa cum se manifestă pe stradă, deci așa cum îi vedeți pe stradă manifestându-se, și aici nu e vorba numai despre oamenii politici, adică ce fac pe stradă? Nu respectă participanții la trafic, aruncă gunoiul pe geam. Pe geamul mașinii, vreau să spun. Nu știu dacă ați observat asta în trafic, da? Pur și simplu deschide geamul și aruncă țigara pe geam. Și aici nu vorbesc numai despre oamenii politici, vorbesc despre noi în general. Așa cum claxonează pietonii în momentul în care pietonii au verde, că traversează, domnule, mai repede, deși pietonul săracul are verde și îl trece ritmul lui. Deci acest tip comportament tipic, ca să zic așa, la limita, tipic infracțional. Așa, ăsta se manifestă și în zona politicii și în zona manifestării omului politic. Păi dumneavoastră vă supărați. Da. Tot pe noi, pe omul de rând, când ia uitați ce, da. Gelu Oltean, fostul șef al serviciului secret, da, al Ministerului de Interne, a fost arestat. Da, am citit știrea. Și nu, oricum, făcea ședință de șamanism la care folosea droguri. Da, am văzut știrea de dimineață și am citit câte ceva despre asta. Mi s-a părut culmea, Dom'le, avem o problemă cu acești oameni și el nu este din zona politică acesta despre care vorbiți. Și exemplu pot continua. Deja cu exemplul lui ați deplasat acesta. Discuția dintr-o zonă din zona politică într-o zonă mult mai fierbinte, ca să zic așa. Așa. Adică în zona serviciilor secrete din România. Asta care este o zonă mult mai fierbinte, adică un șef, atenție, omul nu este un oricine. Ministerul de Interne are un serviciu propriu de informații, Direcția Generală de Informații și Protecție Informativă, adică serviciu care trebuie să le asigure celor din Ministerul de Interne, să le asigure protecția informativă. În ce sens? Dacă vrei să pui pe cineva șef, șeful șefilor trebuie informat că ăla nu este ok și că nu merită să fie șef. Sau dacă vrei să avansezi pe cineva, ei trebuie să informeze că ăsta nu trebuie avansat sau că ăsta la altul trebuie degradat sau așa și mai departe. Plus că ei trebuie să asigure protecția informativă sub mai multe aspecte, sub aspectul atacurilor din exterior, asupra personalităților din Ministerul de Interne, de diferite grade, de diferite funcții. Păi și credeți că mai avea timp și acest domn să mai facă și acest om, așa ceva? Dacă acest om mi se pare incredibil, că în paralel cu ceea ce făcea el, omul și-a făcut un fel de stabiliment din ăsta de lux, unde se întâmplau tot felul de lucruri, dovadă că, iată, i s-au spart ușile acolo și s-a intrat peste el și s-au operat arestări. Nu se știe cu certitudine ce se întâmpla acolo, dar evident că există informații foarte, foarte serioase dacă s-a întâmplat asta, pentru că altfel nu i s-ar fi spart ușile și nu s-ar fi operat în acest mod împotriva lui. Ce să mai discutăm? Da. Dar ce exemplu este pentru societate? Vreau să vă întreb ce exemplu. Vreau să vă mai dau un exemplu. Interesant. Că mă și gândeam la momentul ăla, zic, dacă aș fi fost acum ofițer sub acoperire în Ministerul de Interne, cum aș fi trăit eu această scenă. Într-una dintre, să zic așa, plimbările infractorului Dragnea către tribunale înainte de a fi condamnat, într-una dintre dimineți a fost însoțit la tribunal de către un grup de interlopi. Da? Un grup destul de masiv de interlopi care îi făceau pur și simplu un fel de... El, președintele Camerei Deputaților, fiind și liderul politic al celui mai important partid din România de atunci, îi făceau un fel de protecție, adică îl protejau corp la corp de posibile, să zicem așa, interacțiuni cu lumea din jurul lui. Protecție care, conform legii, ar fost obligatoriu să fie asigurată de Serviciul de Pază și Protecție al României, pentru că omul era demnitar. Dar nu, el și-a alesese un grup de interlop să-i facă această protecție. Acel grup de interlopi, vă dați seama ce tip de conexiuni politice se întâmplau acolo dacă aceștia îi asigurau lui protecția lui ca demnitar al statului român.
Și m-am gândit așa, dacă eu aș fi fost atunci în Ministerul de Interne și eram locotenent sau locotenent major sau capitan sub acoperire și operam, să zicem, într-o zonă a drogurilor sau a prostituției, o zonă foarte fierbinte pentru lumea interlopă, și aș fi văzut pe șeful meu, da? Pe șeful meu l-aș fi văzut în jurul lui Liviu Dragnea, da? Adică pe șeful meu, zic eu, ca ofițer acoperit, da? Așa. L-aș fi văzut în jurul lui Liviu Dragnea. Ce aș fi gândit eu în momentul ăla? Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns? Cu penetrarea și cu, să zicem așa, cu spargerea tuturor barierelor statului român și infiltrarea lor de către tot felul de interlopi, de maneliști. Păi și ne mai facem bine? De sau prostovani, nu? De... Că ia uite ce zice magistratul Marius Daniel Nanu, candidatul la funcția care a și ocupat-o, procuror șef al DICOT Gorj, da? Spune așa, că instanțele din Târgu Jiu sunt permisive în cazul eliberărilor condiționate a deținuților. Din acest motiv, infractorii notorii se transferă la penitenciarul local. La noi, la Gorj, citez, instanța este mai permisivă, s-au învățat mulți din țară, infractori de notorietate și fac cereri de transfer în penitenciar. Bineînțeles, își fac cereri de eliberare de la noi, de la Gorj. Cel mai recent caz, de exemplu, dumnealui, este cazul lui Tender, care s-a eliberat la Târgu Jiu și este condamnat, trimis în judecată de DICOT. Este instanța mai permisivă, îndeplinește condițiile, îi aprobă cererea. Acum, toată lumea are drepturi. Da, inclusiv acestea de a fi eliberat condiționat. Da, asta nu pot să comentez. Aici este vorba de judecători. Comenta. Aici bine. Este vorba de judecători, este vorba despre decizia lor pe care își o asumă. Au și diferite grade de acoperire hotărârilor pe care le iau, a instanțelor, e dificil, procurorii pot contesta, merge spre altă instanță, nu știu. Că întâmpină o serie de deficiențe pe care le întâmpină în timpul anchetelor. Să știți că eu nu sunt un fel de ciuvică, deci nu mă pricep la toate. Nu vă pricepeți la toate. Da. Dar, că tot vorbeam despre aceste servicii, ia uitați, deci peste tot sunt oameni care își fac meseria, da? Care doresc să fie bine, numai că se întâmplă și lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Ei, dar nu este chiar o regulă. Adică, vedeți, noi dăm un exemplu, dăm exemple, știți? Dar ele uneori sunt relevante pentru ansamblul sistemului despre care vorbim, alteori sunt lipsite de relevanță pentru ansamblul sistemului despre care vorbim. Adică da, eu consider că da, discutând despre un fost șef de GIPI care face asemenea lucruri într-o țară, discutăm despre un lucru foarte grav. Da, pentru că omul este foarte influent, este foarte puternic, are foarte multă informație, de altfel, nu știu dacă ați observat în media românească, numai o secundă, nu știu dacă ați observat în media românească de-a lungul acestei zile, că eu am urmărit așa secvențial la un moment dat. Tocmai datorită faptului că omul este foarte puternic și are foarte multe conexiuni, nu știu dacă ați observat, dar a fost un reflux al informației, în sensul că omul a fost foarte puternic apărat din foarte multe zone de-a lungul zilei, cred că de ieri și de azi, când a fost informația, a fost de ieri dimineață. Cred. De ieri, da. Da. Deci omul a fost foarte puternic apărat din mai multe zone de influență, din media, din televiziuni, din radiouri, de pe rețelele de socializare. Deci, dar revenind la exemplu, exemplul este foarte grav. Deci da, este există foarte și grav. Explicație psihologică de ce empatizăm cu infractorii. A, nu, acolo nu este vorba de o empatizare, acolo este vorba despre interese. Deci omul este foarte puternic, cunoaște foarte multe lucruri despre foarte mulți oameni și oamenii, evident, se simt obligați și sunt obligați să-l apere în acest context în care el este cumva compromis ca persoană și ca personalitate în ceea ce privește și în ceea ce privește calitatea lui de fost șef de GIPI și în ceea ce privește personalitatea lui până la urmă. Cine știe la ce se gândea? Și atunci când se uită alegătorul de rând la televizor și vede la știri astfel de informații, se gândește, indiferent pe cine pun ștampila... Nu trebuie să mergem până acolo, pentru că asta deja este o altă discuție, adică nu despre asta este vorba. Sunt alegătorii mai pregătiți acum, sunt mai bine informați, știu ce au de făcut, știu cum să sintetizeze aceste informații pe care le primesc
Cum vedeți dumneavoastră și cum simțiți alegătorul de acum, din 2020, față de cel de acum 4 ani? Revenind la concluzia dumneavoastră, nu despre asta vorbim. Adică nu... Da, evident există o bătălie, da, între corupți și integri, între proști și deștepți, între bogați și săraci, între bărbați și femei, între români și alte rase. Am observat că mai nou primarul general capitalei este chiar rasistă. Doamna de acolo este chiar rasistă, pentru că vorbește despre baruri de negri. Deci lumea românească, ca orice lume deschisă și democratică, este o lume care pare a fi sub asediu, dar care își reglează prin libertatea pe care o deține, își reglează în interior aceste probleme și este foarte bine că se întâmplă așa. Să știți că aceste probleme ar exista și în orice alt tip de orânduire. Eu am trăit pe timpul comuniștilor și știu că existau permanent aceste... Ele sunt probleme de natură socială. Dar aceste tipuri de bătălii și aceste tipuri de asimetrii despre care vorbeam eu. Dar dincolo de asta, exact, dincolo de asta... Sau și de educație, domnule. Sigur, este o bătălie și între educați și needucați. Adică vreau să vă spun că și este o bătălie crâncenă pe care eu o resimt zilnic. Eu. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică fac politică de 30 de ani și n-am fost niciodată nici măcar consilier municipal, de exemplu, eu. Nu sunteți singurul. Da? Nu. Deci, atenție, fac politică de 30 de ani, nu de 30, de 25 de ani și n-am fost odată consilier municipal. Vă doriți o funcție? Mi-am dorit, acum nu, asta. Dar mi-am dorit, evident, de-a lungul timpului să fiu și consilier județean, să fiu și consilier municipal și niciodată nu am fost nimic. Păi n-a fost să fie. Nu a fost să fie. Nu, este vorba despre un mediu care este vorba despre un mediu care rejectează cumva un anumit tip de personalitate. Păi despre trădările din politică, cred că toată da. Lumea știe, nu de acum. Da, dar eu vorbesc despre o anumită poziție și despre anumite asimetrii și despre anumite bătălii care se duc în zona politică și care este bine că se duc. Dar dincolo de asta nu trebuie să ajungem la concluzia că votăm că toți sunt la fel, că nu e adevărat. Nu e adevărat. Lumea politică românească este plină și de exemple pozitive, așa cum este plină de exemple negative. Văd că aveți așa o reacție. Sunt exemple pozitive. Noi trăim în Târgu Jiu, nu prea le vedem. Păi da, voi am discutat și despre Târgu Jiu. Dar ieșiți puțin din Târgu Jiu. Haideți. Ieșiți puțin din Târgu Jiu și veți vedea altă lume. Și politică, și economică, și de civilizație. Cu totul altă lume, să știți. Dar ce se întâmplă unde aici? Se fură ce mai puțin, aici? Unde oamenii sunt mai integri, unde oamenii sunt mai solidari între ei. Ce se întâmplă la Târgu Jiu? E prea multă poluare. Aș vrea să ce? Discutăm cât mai puțin despre de Târgu Jiu. De ce? Pentru că locuim nu este pasiunea mea să vorbesc despre colegii mei. Dar chiar dacă, să știți că noi suntem o televiziune regională, dar da. Ne adresăm în mod special locuitorilor județului Gorj. Da? Da, în mod deosebit. Mă bucur, să știți că n-am mai venit de mult la o televiziune și am venit din ce în ce mai rar și o să vin din ce în ce mai rar. Dar asta am făcut-o pentru, în primul rând, pentru dumneavoastră, că mulțumesc. Sunteți... Noi am de foarte mulți ani da, ne-am întâlnit pe la televiziune locale și am simțit cumva o datorie cumva prietenească să răspund apelului, dar mă rog, revenind la subiect, da, politica românească este plină de asemenea exemple, dar și de celelalte exemple de mare succes și de mare implicare, ca să zic așa, și a liderilor politici locali și pentru comunitățile din care fac parte, pentru județele din care fac parte, pentru orașele lor și pentru, până la urmă, pentru instituțiile și pentru prestigiul lor ca oameni politici. Mai putem vorbi de prestigiul oamenilor politici? Cum așa? Despre ce vorbim? Cum? Păi ați văzut dumneavoastră, dați-mi un exemplu de demisie, de onoare. Dați-mi un exemplu de demisie, de onoare. Dar au fost de-a lungul timpului, dar am uitat noi. Nu, de exemple de reușite, v-aș da doar exemplu, nici nu știu ce exemplu să vă dau, că o să vă dau exemplu unui liberal și o să ziceți, păi da, normal. Nu, sunt orașe în România care s-au schimbat foarte, foarte mult. Și județe care s-au schimbat foarte mult și întregi zonale țării care s-au schimbat foarte mult sub managementul deci, noastră, ce le unor lideri politici. Deci noastră ce le spuneți domnule Chirițescu? Ce le spuneți? Să plece din Târgu Jiu în acele orașe, nu? Nu, niciodată nu le spun niciodată. Asta. Nu le spun asta niciodată pentru că eu n-am plecat de aici.
Și pentru că nu cred că plecând este cea mai bună soluție. Evident că fiecare dintre noi are libertatea de a-și construi o carieră și de a-și construi o viață oriunde dorește în acest moment pe planeta Pământ. Corect. Dar dincolo de asta, eu, în ceea ce mă privește, nu îi învăț asta. Îi învăț să se bată cu viața și nu le dau acest sentiment de deja ratată cumva cariera sau viața, nu. Pentru că trăim într-o lume liberă, într-o lume a oportunităților și dacă nu reușești în Târgu Jiu, reușești în Motru. Dacă nu reușești în Motru, reușești la București sau la Londra, sau la Cluj, sau la Timișoara. Să știți că lumea românească de azi este o lume care migrează foarte mult. Și ăsta este în avantajul ei. Pentru că migrația oferă oportunități, oferă șanse de viață, oferă de realizare. De vezi lumea, cunoști oamenii, te transformi, te schimbi. Și câștigi mai bine și te simți mai sigur pe picioarele tale. Și faptul că ești liber îți dă și un sentiment de independență cumva. Adică spui, ok, eu nu mă umilesc la cineva din Târgu Jiu pentru un post anume, că mâine mă duc și muncesc la Craiova sau la București. În ceea ce privește această evoluție, pe bani mult mai mulți, fără să mă umilesc. Dar vreau să știu de ce nu fac politicienii nimic. Revenind la noi. Așa, haideți. Și la mine, nu îi încurajez nici să plece din țară, copiii mei nu au plecat din țară, după cum bine știți. Ba dimpotrivă, fiica mea cea mare este chiar în Târgu Jiu și încerc permanent să induc acest sentiment că o carieră frumoasă și o viață frumoasă se poate construi, încă o dată spun, chiar cu riscul de a mă repeta, oriunde îți dorești și este foarte bine că se poate asta. Da, revenind la ai noștri, vreau să vă spun că noi, din păcate noi, mă rog, zic noi, gorjenii, eu nu-s gorjean, decât prin adopție, după cum iarăși știți, eu sunt, pentru că ați spus că sunteți în mai multe zone, eu sunt din județul Olt, eu sunt din altă zona țării, practic, sunt din zona... Așa să zicem... Vă puteți saluta prietenii care funcționăm acolo. Sunt de undeva dintre Caracal și Craiova născut. Deci aici la noi, încă o dată spun, la Târgu așa. Jiu... La mine acasă. La mine acasă, așa. Da. Este mai complicat. De ce? Este mai complicat pentru că aici oamenii sunt mai viteji. Aici și femeile sunt mai viteze. Toată lumea este mai vitează. Aici sângele este mai iute decât în alte părți și asta este spre binele nostru, dar în același timp este spre răul nostru, pentru că aici dorința de răzbunare și războaiele sunt mult mai crunte, duse pe mize mult mai mici și în general, politica locală nu a produs nimic măreț. Parcă vorbiți de pandurii lui Tudor. Din păcate. Adică toate personajele astea, personalități, care au condus partidele politice locale după 1990 în Târgu Jiu și în Gorj și îi cunosc pe toți. Au fost oameni micuți, cu oameni fără anvergură. Și din păcate asta s-a văzut. Și s-a văzut și se vede și în poziționarea lor ca oameni politici, oameni micuți, încă o dată spun, și fără niciun fel de deschidere, fără niciun fel de anvergură, fără niciun fel de dorință de a construi. Sunt foarte prinși în aceste mreje ale puterii pentru că sunt foarte prost educați. Deci nu au ceea ce stă educație de bază, o educație detașată în legătură cu puterea. Irina, deci povestea cu puterea și cel care exercită puterea și personalitatea care exercită puterea este o mare poveste. Deci este o mare poveste. Din păcate noi nu am. Și i-am cunoscut și cunosc foarte bine. Nu au, să știți. Deci nu au ceea ce le trebuie și asta se vede și în modul în care au făcut pușcării, unii dintre ei, pur și simplu au fundat pușcăria, da? Pentru că erau pe psihologie de infractori. Pe unii dintre ei chiar îi mai văd și acum pe la televizor și pe la radio, pentru că și din această cauză mi-este foarte peste mână ca să mai vin la radiourile și la televiziune din Târgu Jiu, pentru că îi văd pe infractori ieșind din studiouri înaintea mea. Și oamenii au sentimentul că dacă eu intru după el într-o emisiune, eu sunt tot ca el. Înțelegi? Despre asta este vorba. Și da, nu, este o mare amărăciune. Nu au niciun fel de proiect, din păcate. După cum bine știi, lucrurile deja în Uniunea Europeană și în Europa se stabilizează foarte rău împotriva ceea ce înseamnă producția de energie electrică pe cărbune.
Nu au niciun fel de îngrijorare, să știi. Da? Nu au niciun fel de deschidere și niciun fel de, să zic așa, de folosesc un cuvânt, să zicem, cred că folosesc un cuvânt pretențios, dar nu au niciun fel de dăruire de tip social. Deci nu au niciun fel de proiect. Pur și simplu sunt, nu există, nu ar fi trebuit să fie în politică acești oameni. Și cu toate, culmea culmilor, acestea, nu sunt excluși de unde sunt. Da, culmea culmilor este că în ultima perioadă, în ultimii ani, ca zic așa, după 2004-2005, politica locală ca și cea națională a fost cumva recucerită de către oamenii de afaceri. Care este o mare eroare. Un om, un businessman nu va fi niciodată un om politic. Da? Pentru că el nu vede în fața lui decât banul lui, el nu vede în fața lui decât afacerea lui. Din reflex se întâmplă asta, nu pentru că cineva ar fi mai mult sau mai puțin vinovat de asta. Pur și simplu asta, de eu știu, vă predau economie. Că doar Trump este un Da, despre asta e vorba. Dar Trump este exemplul la nivel planetar de nereușită politică a unei națiuni mari. Dar revenind la ai noștri, deci normal nu, deci nu vedeți, nu, da, despre ce mai dus cu discuția despre Trump, nu vezi că a anulat toate politicile de tip social și comunitar instituite de Obama și a retransformat America într-o sălbăticie. Adică toate programele alea de asistență, legea sănătății, tot ceea ce Obama a făcut pe mandatele lui cu eforturi teribile, Trump da, a abandonat dintr-o dată. America continuă. Are 35 sau 40 de milioane de analfabeți. Dar nu funcționali. Analfabeți reali. Înțelegi? Iar Trump nu are niciun fel de problemă cu sistemul educațional american. Dar nivelul de trai al analfabeților americani nu cred că se poate compara cu nivelul de trai al românilor. Nu, nu, nu e vorba de nivel de trai. Este vorba că și ei au ce mânca și noi avem ce mânca. Chiar analfabeți fiind. Că mâncarea nu mai este o problemă. Ziceți. Mare. Da? Problema cea mare este că omul, revenind la discuție, omul de afaceri, eu când aud de oameni de afaceri în politică zâmbesc, pentru că îi știi și tu foarte bine, îi știu și eu foarte bine. Omul de afaceri ar trebui să stea la locul lui, să-și facă banii, evident, să-și urmărească obiectivele, da? De carieră personală, de avere personală, pentru care nimeni, asta face în politică. Pentru care nimeni nu-l condamnă, dar nu trebuie să folosească. Evident, nu trebuie să folosească poziția politică pentru așa ceva. Ori tentația lor de a intra în politică ca oameni de afaceri și știi, mai vin și cu chestia asta, spun, zice, a, păi, dar eu am realizat ceva, uite, să vedem spatele meu și de asta pot să realizez și pentru oameni. Asta este cea mai mare minciună pe care o aud din gura lor, ever. Este o mare minciună. Ei nu vin să realizeze nimic pentru oameni. Dar prinde la electorat. Nu prinde. Ba da. Dar nu s-ar afla acolo, domnul Chiriță. Da, se află. Din păcate. Da. Complicat Gorjul politic. 2020 este un an sau va fi un an benefic pentru gorjeni? Cum îl vedeți? Va fi un an al transformărilor, va fi un an al deciziilor bune luate, va fi un an al politicienilor care să se implice, să construiască, să dezvolte. Mai întâi cred că ar fi bine, ar fi foarte bine dacă și-ar cum să zic așa, indiferent de natura pe care o au și de culoarea politică pe care o au, cel mai bine ar fi cumva să-și caute, să-și definească clar obiectivele. Am observat că unii dintre ei nici măcar nu știu ce manageriază, nici măcar nu cunosc sistemele sociale pe care și de tip cetățenesc pe care le manageriază. Adică nu este de ajuns, nu avem nevoie în județul Gorj să schimbăm becuri pe drumuri, sau să punem flori pe drumuri. Nu avem nevoie de asta. De ce? Nu. Avem nevoie de proiecte de dezvoltare a comunităților. Da, deci nu avem nevoie. Deci păi dacă nu punem flori și panseluțe, da, nu mai avem aer curat. Da, despre dacă asta nu e vorba. Dacă nu aprindem becurile, cădem în gropi. Deci ca să construim așa un oraș, trebuie să avem un proiect de dezvoltare a orașului respectiv sau a județului respectiv. Îl avem? Nu, din păcate. De ce? Nu știu. Pentru că ei nu pot, nu știu probabil. Ziceți. Nu știu ce înseamnă asta, nu știu ce ar trebui să facă. Adică nu avem un proiect de dezvoltare a județului Gorj, serios, da? Alternativ la ceea ce se întâmplă acum și care, după cum vine, știi, și Uniunea Europeană, noul prim-ministru european
A declarat-o foarte clar că până în 2040-2050 se închide tot ceea ce înseamnă cărbune, da? Fi bineînțeles că mulți dintre ei, compatrioții noștri și prietenii noștri zilnici, se gândesc, zice, a, până în 2050, despre ce e vorba, eu sunt deja mort sau sunt pensionar. Sau nu mă mai interesează că până atunci oricum se alege praful sau o chestie de asta, că ei așa gândesc, știi? Păi, revenim la dar dacă ești în politică, ai obligația să gândești pentru tine și pentru cei care vor veni după tine. Deci ai obligația, să zic, obligație să gândești pe termenele medii și lungi. Păi de ce nu învățați la facultate lucrurile astea? Dar eu învăț la facultate. Și din păcate mulți mi-au fost și studenți. Asta înseamnă că le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe alta. Deci avem nevoie de proiecte de dezvoltare a localităților. Priviți în jurul vostru, hai să privim în jurul nostru, să luăm Alba Iulia, ce să luăm exemplu, Oradea, Timișoara, ce exemplu să luăm, Iași. Chiar și Craiova, da? Unde la Craiova ce se întâmplă? În curând va fi o autostradă spre Pitești, s-a deschis și merge foarte bine aeroportul, s-a refăcut centrul vechi, Craiova are o universitate teribilă, adevărat că este un alt oraș, nu-l compar cu Târgu Jiu, istoric vorbind, este alt oraș Craiova. Dar toate aceste lucruri vin pe un proiect de dezvoltare, cum să zic, deci ai nevoie să știi ce pot să fac cu județul Gorj, încotro îl îndrept și ce îi ofer pentru a-l crea ca pe o zonă prosperă și stabilă din punct de vedere economic și atractivă din punct de vedere social, o zonă în care oamenii să vină cu drag și nu de unde să plece cu furie. Păi bun. Despre asta e vorba. Adică gorjenii și târgujenii au făcut o schimbare. Irina, numai puțin. Da. Ce înseamnă asta proiect? Pentru nu o să intru în detalii, dar poate mă vede vreunul dintre ei, înțelegi? Pentru că de regulă când vin prin universitate mă evită. Nu m-a luat nimeni consilier. Și îmi permit, când vin prin universitate, de regulă mă evită, mă salută așa condescendent și fug, mai trec mai departe. Dacă dumneavoastră vorbiți despre dezvoltare, vorbiți despre un Gorj înfloritor. Da. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă un proiect al județului sau al orașului? Înseamnă. Firme aveți ca să vă ia consilier? Eu? Da. N-am, păi, de unde? Deci n-am demonstrat nimic până acum. Dacă n-am avut o firmă, n-am demonstrat nimic până acum. Exact. Că e așa îi aud, zicea, eu am o firmă, am demonstrat, da. O mare minciună, încă o dată, dar nu asta este important. O viață frumoasă și o carieră frumoasă, dar nu intrăm în amănunte. Revenim la tipul ăsta de gândire politică, să zicem. Cred că sunt un pic patetic, dar telespectatorii dumneavoastră o să mă ierte. Eu întotdeauna așa, să-mi pun suflet și la ore și la politică, peste tot așa am fost ca om. Deci ce oferim unei localități, unui spațiu, unui județ pentru ca oameni politici? Nu-i oferim panseluțe, da? Sau nu-i oferim nu știu ce chestii, că mă laud eu la televizor că nu știu ce fac eu, că repar o clădire nu știu pe unde. Bun, și astea trebuie făcute, să zicem, dar nu. Lucrurile care aduc prosperitate și stabilitate și lucrurile care transformă zona respectivă în ceva, cum să zic, așa cum spuneam, în ceva atractiv, sunt lucruri care țin de infrastructură, în primul rând. Deci ai nevoie de drumuri, ai nevoie de aeroporturi, ai nevoie de porturi. Bineînțeles că nu să faci Târgu Jiu port la nimic, dar eu vorbesc la modul general. De ce nu? Eu vorbesc la modul general. Da? De exemplu, nu aud nicăieri în limbajul oamenilor politici, din păcate pentru ei, opțiunea strategică și aceea că prin sudul țării românești, sud-vestul țării românești, va veni o autostradă dinspre Timișoara, înspre Severin și înspre Craiova la un moment dat. Da? Nu aud pe niciunul vorbind insistent despre un drum expres care se lege Târgu Jiu de această autostradă, care este singura opțiune, atenție, de tip strategic terestru pentru județul Gorj. Bine, tu zici că eu vorbesc, dar dacă nu ne legăm în asemenea drumuri, nu ne va căuta niciodată nimeni ever. Extraterestri când vom rămâne, când va fi beznă. Vom rămâne. Uite, Vâlcea, de exemplu, se gândește insistent să se lege de autostrada Pitești-Sibiu. I-am auzit discuțiile pe un post de televiziune al județului Vâlcea la nivel de Consiliul Județean Vâlcea cum să facă să se lege de autostrada, viitoarea autostradă Pitești-Sibiu.
Vezi că alții gândesc, noi nu gândim la aceste lucruri. Înainte de sau orice alegeri... Sau atenție, încă o dată te întrerup eu, iartă-mă. Hai că o să-ți permit, dar știi cum e, când ai o idee, trebuie neapărat, mai ales că noi profesorii avem așa puține idei, știi? Știi că sunt multe bancuri care circulă pe seama noastră. Deci, ideea este următoarea. Avem nevoie de proiecte, avem nevoie de lucruri care să aducă oamenii în Târgu Jiu. De exemplu, eu tot spun, oameni buni, există orașe de mărimea Târgu Jiului care au aeroporturi. Evident, cei care mă aud în jurul meu spun, aeroport la Târgu Jiu? Dumnezeu, nu face aeroport pentru Boeing 747, da? Deci n-ai nevoie să-ți decoleze și să-ți arezeze un Boeing 747 pentru că nu o să ai niciodată ruta Târgu Jiu-New York. Da? Dar poate te ajută să ai ruta Târgu Jiu-București. Aveți speranță. Înțelegi? Omenirea, și atenție, sumele nu-s mari. Omenirea în scurt Irina, timp o să ajungă pe Marte. Irina, sumele nu-s mari. Uite, vezi, și tu gândești la fel ca ei. Și tu gândești la fel ca ei. Nu. Sumele nu-s mari. Știi că cu banii pe care i-au dat pe stadion puteau face un aeroport? Pe cui folosești? Ție. În loc să faci 6 ore până la București, făceai o jumătate de oră sau 35 de minute. Da, dar mie îmi place să văd România. A, ți-e place să faci 6 ore până la București? Da. Perfect. V-am dat un răspuns. Perfect. Sau, îți dau un exemplu. Prietenului meu din Iași, care vrea să vină la o sesiune de comunicări științifice și care mă întreabă cât fac de la Chișinău până, sau de la Iași până la Târgu Jiu. Păi zic vreo 12 ore. A, păi nu vin. Ori dacă aveam aeroport, venea, făcea 2 ore până în București sau o oră jumate și încă 35 de minute până în Târgu Jiu. Și atunci venea. Păi dumneavoastră, de ce vreți să ne extindem la Târgu Jiu? Și atunci pui orașul pe hartă. Și îți mai dau un exemplu. Îți mai dau un tur operator, că lumea zice, de ce nu vin domnii ăștia să vadă pe Brâncuși? Nu vin nici japonezii, nu vin nici coreenii, nu vin nici americani, nu vin nici nemții. Știi de ce nu vin? Nu. De asta. Pentru că n-au cu ce. Pentru că n-au cu ce, Irina. Cu Sania lui Moș Crăciun? Da. N-au cu ce să vină și nu vor veni niciodată. Nici cu Sani. Turismul cultural este o chestie foarte pretențioasă și asta când aud, îmi vine să zâmbesc, că îi aud pe tot felul din zona politică, zice, a nu, că am luat măsuri, am făcut un centru de ăsta cultural. Nu, poți să faci 2000 de centre culturale. Da? Poți să-l faci cunoscut pe Brâncuși până și pe Marte poți să-l faci cunoscut. Dacă nu ai cu ce să aduci oamenii... Deci aveți răbdare, peste 50 de ani mai facem o emisiune. Da. Dacă nu ai cu ce să aduci oamenii în timp real și comod în orașul tău, într-un city break, nu vin. Facem live de pe Marte. Da. Domn Chirițescu, eu vreau să vă întreb așa, apropo de acest politicien care se tot perindă la conducerea județului, la conducerea orașului. Întotdeauna, înainte de aceste alegeri, există niște influenceri, să le spunem, pe la televiziuni, în mediul online și așa mai departe, care, la un moment dat, contrabalansează către un candidat sau altul. Un lucru de altfel normal în celelalte țări. Numai că descoperim, la final, că nu este alegerea potrivită. Fie noi, la Gorj, nu mai avem persoane care să aibă aceste viziuni de dezvoltare, fie se întâmplă altceva. Ce să zic? Nu. Că dacă imediat după ce într-o funcție ajunge o persoană, da, agreată de majoritatea, și apoi descoperi dintr-un, așa, la foarte scurt timp, că persoana respectivă nu este la locul potrivit, nu cred că mai ai ce să faci. Da, hai că din fericire în democrație ai posibilitatea să-l schimbi într-un termen rezonabil, un an, 2, 3, 4 maxim. Păi 4, da. Problema este că nu, Irina, nu, ei sunt foarte micuți. Tu te duci deja, acum am dus, cum lumea probabil că crede acum că sunt eu un supervisător, că vorbesc despre aeroportul la Târgu Jiu, dar încă o dată spun, sunt pe diferite grade și astea, 1, 2, 3, 4, de la 10 milioane de euro la 2 miliarde de euro, deci nu, păi, despre, deci, asta e vorba. Deja v-am auzit că vreți port la... Da. Bine, cu portul glumeam.
Dar nu, nu, ei sunt foarte micuți, despre asta vorbim. Chiar vedeam Târgu Jiu Metropolă, să știți. Să știi că, iarăși, vorbim despre lucruri, pentru că orașele turistice, intens turistice și universitare, așa, sunt orașe care au șanse să trăiască, nu să devină neapărat metropole, pentru că metropola este un alt spațiu de tip geografic, în primul rând. Deci e o anumită geografie, metropola nu se dezvoltă decât în anumite zone de interferență culturală, geografică, planetară, așa. Dar un oraș cu 80-90 de mii de locuitori, cu o universitate, cu un teatru, cu lucrurile despre care vorbeam, cu dinamic, așa cum era el sau cum avea șansa, cum avea șansa la un moment dat să devină 92, 93, 94, 95, când noi încă mai speram, poți să crezi. Adică un oraș atractiv, acum, în care oamenii să vină cu drag. Linie, s-a stins becul, e da, beznă totală, nu se mai poate face nimic. Apropo de beznă. dumneavoastră a spus că nu mai vreți... Tu ai vorbit despre beznă. Da, dar dumneavoastră a spus că nu mai vreți becuri. Da. Eu v-am spus că sunt utile, deci ca și panseluțele. Un model de oraș la 80-90 de mii de locuitori, frumos, curat, în care să vină oamenii cu drag, pe căi de acces foarte, foarte accesibile și rapide și pe care să-l viziteze și unde să ai zeci și zeci și poate chiar sute de mii de turiști pe an. Un oraș dinamic, noi ne ducem vara, eu iarna nu prea circul, dar vara umblu. Dom'le, sunt orașe, ce să zic, în care... În lumea occidentală, orașe mult mai mici decât Târgu Jiu, în care vara numărul de turiști de 4-5 ori mai mare decât băștinașii, decât locuitorii de acolo. Păi pentru că știu să-și vândă produsele. Da. Dar noi nu facem niciun efort, nu, niciun nu, sens. Nu, și pentru că sunt căi de comunicație și poți să ajungi acolo. Le și cunoști produsul de tip turistic, dar poți să ajungi și ușor. Că dacă nu ai ajunge ușor, nu te duce. Despre asta e vorba. Deci se poate gândi un oraș și un județ cu alternative. Mă uit la Rânca. Eu am acolo un prieten. Constantin Pănescu. Un prieten foarte bun am. Un om la care țin foarte mult eu în plan privat. Și care se zbate ca un leu în cușcă acolo, atrăgând tot timpul atenția. Dom'le, vedeți că nu e lumină. Dom'le, vedeți că nu e canalizare. Dom'le, vedeți că sunt gunoaie peste. Dom'le, vedeți că nu avem un metru de asfalt dincolo de drumul principal. Dom'le, vedeți că... Dom'le, și are un potențial formidabil. Știi de ce are un potențial formidabil? Pentru că ea... atenție, nu mai este zăpadă. Deci, domnul Chirițescu, eu cândva când vorbiți de Rânca... Da? Deci nu mai este zăpadă. Ai observat zilele acestea pronosticul pentru Crăciun? 0 centimetri zăpadă la Poiana Brașov. Așa. Irina, 0 centimetri zăpadă la Poiana Brașov. Știi ce înseamnă asta? O formidabilă oportunitate pentru o stațiune ca Rânca, care este foarte sus, la 1800 de metri, și unde este zăpadă. Păi dacă noi nu vrem să ne promovăm județul. Păi nu, oamenii știu. Deci oamenii știu de Rânca, știu acest lucru, dar n-ai locul de parcare, nu ai drumuri. Și nu ați dat nicio soluție. Păi cum, că numai despre soluții am vorbit. Care? Păi despre asta am vorbit, numai despre soluții. Nu, deci ați fost mai puțin optimist decât vă cunosc. A, nu, nu, sunt foarte optimist. De ce nu? Rămân un optimist. Am discutat doar despre și mi-am permis să mă erigez așa. M-am și văzut în 2080-2100 din la o emisiune cu dumneavoastră, deja operele lui Brâncuș aflate pe Marte și noi discutând aici despre nici panseluțe, nici lumină. Da. Da. Este înfiorător. Deci ce lucru, încă o dată spun, lucrul care mă îngrijorează cel mai mult și cu adevărat mă îngrijorează este lipsa de anvergură a oamenilor care fac politică în plan local. Din păcate, politica din Târgu Jiu, din Gorj, nu a dat nimic până acum, decât infractori. Și din păcate... E bine și așa, din păcate nu puteau face mai mult decât să fure. La asta s-au priceput, asta au făcut. Asta a fost. Dincolo de asta, evident, despre asta e vorba, potențialul este enorm. Dar? Și lumea este legată acum de minerii, dar potențialul este enorm alternativ, turistic și agroturistic și cultural, pentru că este vorba despre o zonă, despre ce vorbim?
Este vorba despre o zonă foarte, deci, foarte istorică. Deci, în politică, există oameni capabili să facă o schimbare pentru generațiile care vin sau nu? Tăcerea noastră spune totul. Da, e greu de discutat pe tema asta. E foarte greu de discutat pe tema asta. În ce măsură putem avea, să zicem, șansa unei... Nu știu. E complicat 2020 pentru că sunt aceiași. Și își vor ocupa pozițiile, din păcate, cred eu. Cred eu. Deși se mai poate discuta, cine știe. Poate avem noroc. Rămâne Gorjul în continuare județ la stăpân, așa cum s-a discutat? Sau nu? A, și încă în emisiunea nu s-a spus tot. Doar că stăpânul se schimbă. De la în emisiunea nu s-a vorbit despre fluviile de bani care au plecat din județul Gorj, în Geamantane și în Saltele. Irina, s-a furat mult din Gorj. 2020. Da, îl privesc cu optimism la nivel național, pentru că până la urmă s-a văzut că România a mers și merge înainte. Adică cel care este acum cu ștampii la mână, să zicem, în fața buletinului de vot, este cu totul altul decât cel din 1990, când 85% votau cu FSN-ul și cu Ion Iliescu. Lumea acum este mult mai risită și mult mai inteligentă și mult mai deschisă și mult mai spălată, ca să zic așa, la în termeni cu populare. Revin la Gorj și vedeți vreo schimbare. Deci lumea românească s-a schimbat. Pur și simplu s-a schimbat. Aici e marea problemă a PSD-ului, pe care PSD-ul nu a cuantificat-o corect. Ei au rămas cu un discurs politic din anii 90, anti-european, naționalist din ala de suet, complicat, ciudat, cumva, cu statul paralel. Mă rog, Dragnea i-a dus pe căi absolut greșite. Și această inadecvare a lor cu electoratul s-a văzut. Au plătit foarte scump. Au plătit și la europarlamentare, au plătit și la prezidențiale. PNL și... este pregătit pentru o schimbare benefică în ceea ce privește pe români? Eu sper din inimă. Eu sper din inimă că lucrurile se vor reașeza și se vor reașeza cum trebuie. Dar vedem, deocamdată lucrurile sunt complicate, după cum vezi că parlamentul este tot cu... este la limită. Dar vom vedea ce va fi în viitorul apropiat. Sperăm și că... revenim la Gorj. Trebuie să încheiem emisiunea? Da. Revenim la Gorj. Complicat. Deci este complicat la Gorj. Este complicat pentru că... pentru că, din păcate, infractorii încă decid și oamenii absolut nedevotați comunității din care fac parte decid. Deși să știi că și la Gorj există primari excepționali care au făcut foarte multe pentru localitățile lor, dar exemplele mari de inițiative și mari... Și Târgu Jiu, foarte scurt. Nu vreau să discut nimic despre Târgu Jiu. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sărbători fericite. Și eu vă mulțumesc și la mulți ani. Mulțumesc mult de tot, dragi telespectatori, ne revedem la anul, vă doresc și noastre sărbători fericite și numai bine.